Vă invit să deschideți cu mine Scripturile, voi citi o frântură dintr-un verset. La Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 6, vă rog să deschideți pagina biblică 1066. Fapte, capitolul 9, versetul 6, pagina biblică 1066. Unde Sfântul Apostol Pavel spune așa: Doamne, ce vrei să fac? Amin. Vă rog să vă așezați. Ți s-a întâmplat vreodată să spui ceva într-o zi și în următoarea zi să regrezi ceea ce ai spus? Ți s-a întâmplat vreodată să faci ceva anume și după aceea să-ți pară rău de ceea ce ai făcut și să nu te mai simți confortabil cu tine însuți, cu tine însăți? Dacă da, am un cuvânt pentru tine din partea lui Dumnezeu și mesajul acesta l-am intitulat Cum să trăiești azi fără să regreți mâine? Cum să trăiești azi fără să regreți mâine? Și în ziua aceasta vreau să aduc înaintea voastră și înaintea noastră tuturor patru lucruri foarte importante pe care trebuie să le avem în vedere trăind azi în așa fel încât să nu regretăm în ziua de mâine. Primul lucru pe care te rog să-l ai în vedere, dacă vrei să trăiești azi fără să regrezi mâine, este să fii impecabil în tot ceea ce spui. Primul lucru pe care trebuie să-l avem în vedere fiecare dintre noi, dacă ne dorim să trăim astăzi fără să regretăm mâine, este să fim impecabil în tot ceea ce spune. În Fapte, capitolul 9, versetul 6, Pavel spune aceste cuvinte: Doamne, ce vrei să fac? Doamne, ce vrei să fac? Și răspunsul îl găsim în Cartea lui Dumnezeu, în Efeseni, capitolul 4, versetul 29. Tot Pavel ne dă acest răspuns, printre altele spune: Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Iubiții mei, la această întrebare, cum să ne trăim viața ca să nu regretăm astăzi, să nu regretăm mâine, cuvintele nepotrivite pe care le spunem, comportamentul nostru nepotrivit, răspunsul este să fim impecabili în tot ceea ce spunem. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Niciun cuvânt stricat să nu ne iasă din gură, ci unul bun care aduce zidire după cum este nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Asta presupune să fii întotdeauna sincer. Asta presupune să fii întotdeauna sincer. Să fii sincer în familia ta, să fii sincer în biserică, să fii sincer la locul tău de muncă. Să nu spui cuvinte doar de dragul de a le spune sau să faci promisiuni de șarte pe care știi că nu le poți respecta. Sunt bărbați care promit multe lucruri, sunt femei care promit multe lucruri, copii sau părinți care promit nenumărate lucruri la serviciu, în business, însă e foarte important dacă vrei să trăiești în așa fel încât să-L cinstești pe Dumnezeu, să fii impecabil în tot ceea ce spui. Asta înseamnă să cauți să fii întotdeauna sincer. Sincer în biserică, sincer în familie, sincer la locul tău de muncă, să fii sincer peste tot. Apoi este foarte important să fii întotdeauna constructiv. De fiecare dată ceea ce tu spui să fie constructiv. Adică să nu spui nimic doar de dragul de a spune sau să nu spui nimic în așa fel încât să-l necinstești pe celălalt, să-l jicnești pe celălalt, să îl pui într-o situație nefavorabilă sau ceva de genul: auzi, eu îmi descarc sufletul și te calc pe tine în picioare. Ceea ce este foarte important pentru fiecare dintre noi este să fim impecabili în tot ceea ce spunem, în sensul de a fi întotdeauna constructiv. Caută ceea ce tu spui să aducă bucurie soției tale. Caută ca ceea ce tu spui să aducă bucurie soțului tău, să le aducă bucurie celor din familia ta. Fii un astfel de om și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Fii constructiv la locul tău de muncă. Nu e suficient să spui: nu, auzi, bă, ai greșit aici, ai făcut o prostie, te comporți nepotrivit, ci caută prin ceea ce tu spui, prin ceea ce tu faci, să-l ajuți să crească spiritual, să-l ajuți să se dezvolte profesional, să-l ajuți să se simtă mai bine. Dacă vrei să trăiești astăzi fără să regrezi mâine, în primul rând, fii impecabil în tot ceea ce spui. Fii impecabil în tot ceea ce spui. Asta înseamnă să fii întotdeauna sincer. Asta înseamnă să fii întotdeauna constructiv. Și Dumnezeu să ne ajute la acest lucru. Probabil că știți cu toții celebrul test al lui Socrate. Vine într-o zi cineva la el și spune: Socrate, vreau să spun ceva despre un apropiat de-al tău. Și Socrate spune: auzi, înainte să-mi spui lucrurile pe care tu vrei să mi le mărturisești despre el, aș vrea să trecem prin niște filtre. Te rog să te gândești dacă ceea ce tu vrei să-mi spui despre acest apropiatul a meu este adevărat, ești sigur că e adevărat? Și zice el: nu sunt chiar sigur, dar cred că așa este. La care zice Socrate: auzi, tu vrei să-mi spui ceva despre el, însă nu e sigur că este așa. Așa este, zice.
Apoi zice, ok, nu ești sigur că e adevărat, dar ceea ce vrei să-mi spui tu despre omul acesta este de bine? Și zice omul, nu sunt sigur că e chiar de bine, din potrivă, e parcă ceva de rău. Bun, zice, vrei să-mi spui ceva despre el ce nu este adevărat? Nu este de bine, sau cel puțin nu ești sigur că e adevărat și de bine, dar măcar îmi este de folos? La care spune omul, nu cred că ți este de folos. Bun, bun, zice, dacă tot vrei să-mi spui ceva despre cineva, despre unul din apropiații mei, nu este adevărat sau nu ești sigur că e adevărat, nu este de bine și nu este de folos, de ce să-ți mai răcești gura? Noi ar trebui de fiecare dată să trecem prin aceste filtre tot ceea ce spunem. Cinstit vorbind, cei mai mulți dintre noi avem probleme pentru că nu suntem stăpâni pe vorba noastră. În familie poate ești supărat pe soție, pe soț, te ceți cu socru, cu soacra, ai probleme cu angajații, cu patronii, pentru că nu suntem stăpâni pe cuvintele noastre. Cei mai mulți dintre noi avem probleme pentru că vorbim întotdeauna, poate la supărare, vorbim fără să trecem printr-un filtru obiectiv cuvintele pe care le rostim în jurul nostru, poate nu suntem sinceri în angajamentele noastre, poate nu căutăm să fim constructivi în ceea ce spunem. Dumnezeu să aibă milă de fiecare dintre noi. Fratele meu și sora mea, dacă vrei să trăiești astăzi în așa fel încât să nu regreți mâine, în primul rând, fii impecabil în tot ceea ce spui. Asta înseamnă să fii întotdeauna sincer. Asta înseamnă să fii întotdeauna constructiv. Spune Scriptura că Iov a fost bolnav, din calea afară de bolnav. Tocmai ce și-a pierdut 10 copii, 10 copii a murit într-o singură zi. Toată averea i s-a prăpădit. Și acum nu este suficient lucrul acesta, se îmbolnăvește de o boală foarte gravă. Din cap până în picioare este numai și numai bube și numai și numai rând. Stă pe un morman de cenușă, în gândirea antică, când aveai un ecaz foarte mare, stăteai pe cenușă. Asta era un fel de doliu al vremii respective. Stă pe cenușă, își plânge cei 10 copii care au murit, își plânge risipirea averii, își plânge pierderea poziției politice și are probleme foarte mari de sănătate. Spune Scriptura că ia un ciop și începe să se, efectiv, să își radă bubele respective cu ciobul respectiv. Vă dați seama ce dureri infernale avea Iov? Vine soția lui și spune, auzi Iov, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Bleastă-mă-l pe Dumnezeu și mor, te va trăzni Dumnezeu și îți va ușura suferința. Ce rost mai are să trăiești? Ești apăsat în sufletul tău, ți-ai pierdut toată averea, ți-ai pierdut poziția politică și mai ales ți-ai pierdut copiii. Acum ești și bolnav, bleastă-mă-l pe Dumnezeu, Dumnezeu te pedepsește, te trăznește și mori. Și spune Iov, auzi măi femeie, tu vorbești într-un mod nepotrivit. Primim de la Dumnezeu binele, să nu primim și răul. Și spune Scriptura ceva fantastic în toate aceste situații, dramatice, extraordinar de grele. Să pierzi tot ce ai mai scump în lume, 10 prunci, 10 sicrie într-o singură zi în casă, toată munca, toată averea prăpădită într-o singură zi, toată poziția ta politică pusă sub semnul întrebării, toată influența ta. Și să ajungi să spui, Domnul a dat, Domnul a luat, fie binecuvântat numele Domnului. Zice, n-avem ce să ne supărăm pe Dumnezeu, din mâna Lui le primim pe toate. Și spune textul sfânt, în toate acestea Iov n-a păcătuit de fel. De ce uneori nu avem somn noaptea, ne întoarcem pe o parte, pe cealaltă în pat? De ce poate trec 2-3 zile și suntem supărați pe soție, pe cumnat, pe cumnată? De ce poate nu ne simțim confortabil la locul nostru de muncă? Știți de ce? Pentru că de multe ori vorba ne bagă în tot felul de prostii. E o vorbă antică care spune în felul următor, vorbirea este de argint, iar tăcerea este de aur. De câte ori nu am fost în situația în care mai bine tăceam decât să spunem anumite cuvinte nepotrivite? Eram un păstor tânăr la 23 de ani când am preluat prima biserică în sectorul pastoral. Și nu o să iau niciodată sfatul unui păstor în vârstă și spune, frate, dar vor fi momente în care vei simți că explodezi, să spui una sau alta, dar când simți că nu mai poți, mușcă-ți buzele. Mușcă-ți buzele și nu zici lucruri pe care să le regrezi după aceea. E foarte important în viață, dacă vrei să trăiești astăzi, în așa fel încât să nu regrezi mâine, să fii mulțumit cu tine însuți, cu tine însăți, să fii impecabil în tot ceea ce spui, să fii sincer, să fii întotdeauna constructiv. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În al doilea rând, nu lua nimic la modul personal. Al doilea lucru pe care trebuie să-l facem ca să trăim astăzi, să vorbim astăzi, în așa fel încât să nu regretăm mâine, este să nu luăm nimic la modul personal. Doamne, ce vrei să fac? Spune Saul, ce vrei să fac? Și un alt lucru pe care Domnul așteaptă de la tine și de la mine este să nu luăm nimic la modul personal. Matei, capitolul 12, versetul 34, spune Hristos, din prisosul inimii vorbește de gura. Ce înseamnă asta? Fiecare om, în funcție de ceea ce are el în sufletul lui, aia spune în afară. De multe ori poate se întâmplă, vezi pe unul, nu știu, poate, domne, nici nu dă pacea Domnului cu tine. Bă, dar ce are asta cu mine? E nervos pe mine? Bă, nu mă iubește? Mă urăște? Mă disprețuiește? Domne, ce are cu mine? Poate n-are nimic cu tine și probabil că n-are nimic cu tine. Mulți dintre noi credem că lumea nu mai poate de dragul nostru sau de dorul nostru sau de preocuparea noastră.
acasă. Fiecare are problemele lui. Poate omul a avut o discuție cu soția sau cu soțul înainte să vină la adunare. Poate copilul este bolnav, poate are o datorie și nu mai are de unde să scoată bani. Poate are rate foarte mari și nu le mai poate plăti. Poate are probleme la serviciu, poate are probleme cu angajații, poate este în pragul falimentului. Dar zici, bă, dar ce are ăsta? Ce are căposul ăsta, domnule? Ce are arogantul ăsta? Nu. S-ar putea să nu fie despre așa ceva. S-ar putea să aibă el problemele lui. S-ar putea să nu se simtă bine. Frații mei, în televiziune trebuie totdeauna omul să zâmbească, pentru că trebuie să fie un actor foarte bun. Dar în viața de fiecare zi nu poți să zâmbești întotdeauna. Poate ești amărât, poate ești trântit, poate ești depresiv. Nu este vorba că cineva are ceva cu tine, este vorba despre starea celuilalt. Adică s-ar putea omul, mă, așa se simte el în momentul respectiv, nu e în apele lui. Unii zic, mă, dacă ești om pocăit, totdeauna trebuie să fii, nu știu cum, dar totdeauna trebuie să fii ireproșabil în tot ceea ce faci și în tot ceea ce spui. Dar uneori s-ar putea să nu te simți chiar confortabil, s-ar putea să nu ai o stare chiar bună. De aceea nu lua nimic la modul personal, nu-i vorba despre tine, e vorba despre el. E vorba despre starea lui, e vorba despre experiențele lui, este vorba despre stresul lui, despre problemele lui. Din prisosul inimii vorbește gura. Apoi este vorba despre opțiunea celuilalt. Eram în urmă cu câțiva ani de zile și în timp ce meditam la punctul acesta, mi-am adus aminte de o discuție și îmi spune cineva, frate Dan, zice, să știi că mie îmi place mai mult de tine ca om decât de tine ca predicator. Îmi place, zice, că tu niciodată nu te enervezi și niciodată nu te-am prins, nu știu, vorbind lucruri pe care apoi, nu știu, sau să faci scandal. Dar zice, uite, mie nu-mi place stilul tău de predică, îmi place mai mult de tine ca om. Ok, zic, dar nu ești curios să vezi de ce? Mă, zic, e dreptul tău. Întreabă-mă, mă, te întreb atunci, de ce nu-ți place? Mi-mi plac predicatori care plâng tot timpul. Mă, m-am gândit, nu pot să plâng tot timpul, că unii ori mai plânge, alții ori nu mai plânge. Dacă ai avea o ceapă în buzunar și ai băga mâna pe la ceapă, pe acolo pe buzunar, ți-ai pune la ochi, probabil că ai începe să plângi. Dar nu totdeauna îți vine să plângi. Unii ori poate ești bucuros, alții ori poate nu-i cazul să plângi. Adică mi se pare totalmente greșit să, nu știu, zic eu, dacă nu-ți vine natural. Am un punctul la care trebuie să plâng. Acum plâng mai tare, plâng mai încet. Și am realizat un lucru, mă, e dreptul lui să-i placă predicile cu predicatori plânși. Mă, dacă lui așa îi place. La unul îi place să strige tare. Mă, e dreptul lui. La altul, frate, dar nu strig așa tare că îmi dor urechile. Îi place mai liniștit. Oamenii sunt diferiți. Nu-i vorba că are ceva cu tine sau cu mine. Bă, ăștia ne resping pe noi. Nu. E vorba despre preferințe, despre gusturi diferite. Uite, de exemplu, nu mă duc mai departe. Ții o mașină. Poate tu ții o mașină și altuia nu-i place. Dar tu zici, băi, așa de faină mașina de numai. Ce, o problemă cu mașina? E o problemă cu tine? E o problemă că nu. Te duci în magazin. Vezi, domnule, o haină frumoasă, un sacou frumos, un costum frumos. Bă, la nu-i place, domnule. El se-mi place mai casual, tu mai office. Nu știu, unul îi place într-un fel. Oamenii sunt diferiți, dar nu-i vorba despre tine sau despre mine. Așa de greu mi-a fost mi să înțeleg lucrul acesta la începutul slujirii pastorale de numai. Bă, ce are ăsta cu mine? Ce are ăsta cu mine? Nu-i vorba despre mine. El doarme liniștit de gândul meu. Dar oamenii sunt diferiți, fiecare cu viața lui, cu gusturile lui. Unora le place numai BMW-ul. Zic, e o sos, domnule, când merge și te dă în grup, nu se rupe, așa, e mașină bună. Altea zice, eu vreau, nu știu, Mercedes. Altea zice, mi-mi place Logan-ul. Mă, gustul nu se discută. Oamenii sunt diferiți. Mi-mi place să ne rugăm cu strigăte mari. La altul îi place mai liniștit. Nu-i vorba despre tine. Apoi, de ce n-a făcut nevastă mea mai pipărată mâncarea? Păi așa îi place ei, probabil, așa am zis la mamă sa. Dar de ce bărbatul meu când vine acasă își pune hainele pe ușă și nu le pune în dulap? Simplu, măi, sora mea dragă. Așa am învățat la tăticul său că hainele trebuie lăsate o leacă pe ușă să se zvinte. Nu-i vorba că are ceva cu tine. Mă, ăsta nu ține cont de mine. Nu, nu-i vorba de așa ceva. Fiecare om are felul lui de a fi, fiecare are felul lui, trăirile lui, fiecare are opțiunile lui, fiecare are preferințele lui. Vă aduceți aminte de Samuel la un moment dat? Spune Scriptura că vin la el și spun bătrânului Israel, interesant, tă bătrân, i-a spus. Deci, ăia de o vârstă cu el. Samuel a îmbătrânit. Cel mai frumos compliment, zic, când unul de o vârstă ca tine spune, tu ai îmbătrânit. Bă, dar păi și tu ai îmbătrânit. Stăteau odată doi prieteni de vorbă, doi frați de la adunare, i-am auzit, zice, bă, ce bine arătam pe vremuri, mai ales eu. Ce am îmbătrânit, mai ales tu. Asta e fabuloasă, bă. O trecut anii peste tine, bă, Samuel a îmbătrânit, i-ai pus pe prunci tăi judecători și ăștia nu-ți calcă pe urme. Pune un împărat peste noi. Știi ce a zis Samuel? Bă, dar păi din tinerețea mea, eu am fost aici. Din tinerețea mea nu mi-am făcut avere, am fost judecător, am judecat între pricini și cau și mai departe. Mă, le-am lăsat pe ale mele deoparte și acum la bătrânețe, când trebuie să mă pensionez, să mă ajutați și voi să fiu pensionar bun, nu mai avem nevoie de tine, avem nevoie de un împărat. Samuel făcea ce făceam fiecare dintre noi. Fiecare am făcut lucrul acesta. Bă, bine că am fost buni când am fost buni.
Acum că am îmbătrânit, nu mai are, Doamne, nevoie de noi. Uite, ne trimit la plimbare, nu mai au nevoie de noi evrei. Și el merge supărat. Ce-mi place mie la el și mi-am propus să fac așa, când cineva mă ispitește și mă enervează, fie că-i soția, fie că-i prunci, fie că-i oricine altceva, să nu-mi dau drumul la supărare, ci să mă duc să mă rog. Și după 5 minute, 10 minute de rugăciune, când spui Domnul tot ce ai pe suflet, te liniștești. El s-a dus direct la Domnul și spune, Doamne, uite ce fac ăștia. Ăștia mă trimit la pensionare. Vor un împărat care să judece peste... Dar ce-i cu mine? Nu-s eu bun? Pruncii mă ajută, dar eu-s titularul de drept. Ce au cu mine? Samuel zice, Domnul, nu-i vorba despre tine, n-ai înțeles lucrul acesta. Ei vor un împărat ca toate celelalte neamurile. Adică voiau un om care să concentreze toată puterea în mâna lui, în așa fel încât atunci când vine războiul să-i poată mobiliza pe toți. Omul acela să fie decidentul politic în toate aspectele, să nu fie puterea împărțită și, nu știu, să fie poate criză de autoritate. Dar nu-i vorba despre tine, Samuele. E vorba despre faptul că vor un împărat ca ceilalți. E opțiunea lor. Dar de fapt, ascultă-mă, nici măcar pe tine nu te leapădă, pe mine mă leapădă. Iubiții mei, dacă vrem să nu spunem cuvinte nepotrivite, dacă vrem să nu trăim într-un mod reprobabil, ca mâine, peste o săptămână, peste o lună, să regretăm. Bă, dar cum ispită am spus ce am spus? Dar cum am purtat în felul acesta? Cu soția mea, cu socrul meu, cu soacră mea. Apropo, un sfat foarte bun pe care l-am primit înainte de nuntă, eu vi-l dau cu tot dragul, și asta te păzește de mari necazuri. Zice așa, când e de discutat ginerele cu soacră sau cu socru, s-o pună pe sora. Că și dacă zice fata ceva către mamă sau către tată, se supără pe moment, dar după aia trece. Și îmi spunea păstorul ăsta, frate, dar când o să discuți, zice, cu socrii tăi, zi numai lucrurile bune și dacă sunt chestii care nu-ți plac, zi la nevastă ta să discute cu ei, pentru că zice, totdeauna, zice, tata și mama și artă pruncul și fata, dar pe ginerii. Ascultă-mă, e foarte important să nu iei nimic personal, să fii un om calm, să fii un om liniștit, un om care să ai pacea Domnului în casa ta. Atâția oameni nu sunt liniștiți în familiile lor, stresați, nu se înțeleg cum nații, cum natele, când... Uitați, știți de ce propășesc evreii foarte bine financiar? Cea mai bogată familie, poate din toate timpurile, Rothschild, Rockefeller, familia acestea, știți ce îi făcea pe ăștia tot timpul special? Toți își uneau forțele financiare. În urmă cu ceva timp mi-a povestit un frate care era la Manchester, mersese cu 3 feciori în Manchester să lucreze acolo și o zi în felul următor, bă, băieți, fiți atenți la ce? Hai să învățăm de la evrei. Toți banii, zice, soția mea, mama voastră, toți trei erau căsătoriți. Soția mea, zice, mama voastră rămâne acasă, are grijă de prunci, de nepoți. Noi toți 7 lucrăm, zice, toți banii adunăm împreună, stăm toți în casa aceasta în chirie și ne luăm, zice, pe rând, vă iau vouă câte un apartament. Și îmi spunea, frate, dar în câțiva ani de zile le-am luat la fiecare dintre ei câte un apartament în Cluj, în Florești. Dacă ar fi luat fiecare dintre ei, imaginează, scrie, plăză, mai departe, unirea imediat se rezolvă. De ce, domne, să fii tu certat cu cumnatul tău, cu sora ta? Mă, dar păi ne ajutăm reciproc, financiar. De ce să ai tu nevoie de sprijinul cuiva din afară, când ai tu frați, când ai tu surori, când ai tu verișori? Familia înainte de toate, domne, ne sprijinim reciproc. E ciudat să fii prieten intim cu nu știu cine de nu știu unde și tu cu ai tăi să nu fii. Cu familia ta trebuie să fii foarte apropiat. De ce să fim noi, cum să adică să fim noi certați cu cei din casele noastre? Aici trebuie să fim uniți și în biserică și în societate în general. Dar ascultă-mă, nu lua nimic la modul personal. Nici ca soacră, nici ca socru, nici ca tată, nici ca soție, nici ca frate, ca soră în adunare. Fii un om care nu iei lucrurile în mod personal. Că dacă le iei în mod personal, faci greșeli. Și apoi îți pare rău de ceea ce ai spus, îți pare rău de ceea ce ai făcut. Un alt lucru foarte important, dacă vrei să trăiești astăzi, fără să regresi mâine, în al treilea rând, este să nu mai faci presupuneri inutile. Să nu mai faci presupuneri inutile. Fapte, capitolul 9, versetul 6, pune întrebarea, Doamne, ce vrei să fac? Și un alt lucru pe care trebuie să-l facem ca să trăim astăzi, în așa fel încât să nu regretăm mâine, este 1 Corinteni 4:5. Nu judecați nimic înainte de vreme. Nu judecați nimic înainte de vreme. Asta e foarte greu. Ăsta are ceva cu mine. Asta are ceva cu mine. Șeful îmi taie din salariu. 100% o să fie foarte greu la serviciu. Stai, măi, frate, încă n-ai văzut cum stau lucrurile acolo. 100% acum mă îmbolnăvesc. O să pățesc ceva. Eu cred că la câte diagnosticuri am găsit eu cam, le-am și consultat pe internet, 100% spăducă. Nu a trecut multă vreme de când mi-a spus cineva că e bolnav pe ducă. Și zic eu, dar de ce spui asta că ești bolnav pe ducă? Frate, dar îmi zice, am 37 de boli foarte grave. Și zic eu, ți-o spus doctorii? Nu, zice, dar m-am uitat pe Google și am văzut că de la semnalmentele mele am 37 de boli. Tu zici, dacă am 37 de boli? Mi-a spus Google că am 37 de boli grave. Clar că dau ortopopii.
Nici măcar nu s-a mai dus să consulte doctorul, bă, are astăzi sau nu are? Păi dacă te iei după unul altul așa, ce-o zis Google, ce-o zis nu știu care, clar că mori înainte de vreme. Nu te pripi în viață. Bă, lasă, dacă a fi să mor, o muri. Cu o moartită suntem datori, ne-am duce la Domnul Iisus Hristos. Dar până atunci murim de nervi, până atunci suntem stresați, până atunci suntem depresivi. Bă, vine banca mea tot ce am. Lasă. Zicea cineva odată, dacă mâine ți se pregătește execuția, Dostoievski spune asta, du-te și te culcă bine, că în următoarea zi vedea ce-o fi. Și el a scăpat de pe plutonul de execuție. Adică nu-ți pune crucea în mormântări înainte de vreme. Nu te resemna înainte de vreme. Lasă lucrurile să-și desfășoare cursul. Nu fi un om care faci presupuneri inutile. Mă, ăsta are ceva cu mine la serviciu, ăsta are ceva cu mine la biserică. Ăsta are ceva cu mine, nu știu, viața, domne, o să ajung greu, o să ajung la sapă de lemn. Dragul meu, nu le lua pe toate în felul acesta. Nu mai fă presupuneri inutile. Vine într-o zi Domnul la Moise, păștea turma socrului său și spune: auzi, Moise, am văzut suferința poporului meu evreu. Vreau să salvez poporul acesta și vreau să te folosesc pe tine. Lasă oile lui socru, tu du-te, spune că te reîntorci în Egipt, să-i scoți pe frații tăi din robia egipteană. Zice Moise: Doamne, cum să mă duc eu? N-au să mă creadă, n-am vorbirea ușoară. Zice: du-te că voi fi cu tine și îți voi da biruință. Doamne, zice, dar cine sunt eu? N-o să mă creadă. Știți ce spune textul sfânt? Când s-a dus însoțit de Dumnezeu, când a făcut acele semne și minuni pe care Dumnezeu l-a pus să le facă, poporul a zis: cu adevărat i s-a arătat Dumnezeu și Dumnezeu ne scoate din robie. Spune Scriptura că acest popor al lui Israel a crezut cuvântul lui Dumnezeu. Mulți dintre noi trăim astăzi în așa fel încât regretăm mâine, pentru că facem nenumărate presupoziții inutile în viață. Trăiește fiecare zi pe rând. E foarte important să nu trăiești ziua de mâine, să nu trăiești ziua de ieri. Cei mai mulți oameni astăzi se neacă în frustrare, în dezamăgire, în depresie, angoasă, în frică, în teamă, în resentimente, pentru că nu trăiesc acest acum. Singura zi pe care poți să o trăiești nu este ziua de ieri, ea a trecut. Singura zi pe care poți să o trăiești nu este ziua de mâine, vei vedea dacă o vei apuca. Singura zi pe care o poți trăi este această zi. Astăzi este ziua, spune Scriptura, să ne bucurăm de ea, să ne veselim că este ziua lui Dumnezeu. Nu mai face presupuneri inutile. Despre ce o să facă nevastă, ce o să facă bărbatul, ce o să facă, mă, dacă împarte maica averea și mă nedreptățește pe mine. Când am părțit? Acolo poți să 20 de ani. Îi trăi și îi vedea ce-a fi. Dar până atunci ce îi face? Tăți-i mânca nervii? Dacă vine criza și îmi tai din salariu, ce se întâmplă? Dar păi vedea ce-a fi atunci. Trăiește acest acum. Nu ne bucurăm de viitor, nu ne bucurăm de trecut, nu ne bucurăm nimic, pentru că suntem tot timpul stresați. Nu mai fă presupune, mă, apoi o să mor, apoi zbecheag de crap, apoi o să falimentez, apoi să mă lase nevastă, apoi să mă lase bărbat, apoi prunce. Mă, mai are rost să ai crești tu prunci astăzi? Atâția prunci întors spatele părinților. Da, păi și-am eu fi la fel. Da, păi știi ce? Deja și intri în depresie. Da, te zici, mă, mici încă. Nu mai fă presupuneri inutile. Fii omul acela care nu te mai pripești în viață. Fii omul acela care aștepți desfășurarea lucrurilor. Pentru ca să nu faci greșeli, trăind astăzi în așa fel încât să n-ai regrete mâine. Și în final, un alt lucru foarte important pe care trebuie să-l faci, pe care trebuie să-l faci ca să nu trăim astăzi în așa fel încât să regretăm mâine, este să nu ne mai risipim în jumătăți de măsură. Nu te mai risipi în jumătăți de măsură. E foarte important lucrul acesta. La întrebarea: Doamne, ce vrei să fac? Răspunsul este: nu te mai risipi în jumătăți de măsură. Spune Pavel în Romani: eu, Pavel, sunt chemat, sunt pus deoparte ca să vestesc Evanghelia. Te rog, remarcă faptul că Pavel și-a pus viața deoparte pe Dumnezeu. El a fost pus deoparte să vestească Evanghelia. Omul acesta atât de concentrat a fost pe slujirea lui, că la un moment dat când ajunge la Corint, erau unii care voiau să fie botezați de Pavel. Dar Pavel spune extraordinar de interesant: Dumnezeu nu m-a chemat nici măcar să botez. Dumnezeu m-a chemat să predic Evanghelia. Și Pavel a fost unul dintre cei mai mari slujitori al lui Dumnezeu din toate timpul, pentru că a știut pentru ce trăiește. Cei mai mulți dintre noi ne risipim ani, între 20 și 30 de ani, spun toți specialiștii, toți psihologii, că omul își risipește viața. Risipește în tot felul de decizii inutile, se bagă în tot felul de chestiuni, cade poate într-o descurajare, bă, în loc să te recalifici în munca ta, în profesia ta, păi nu mai are rost, la 30 de ani deja ești pensionar. Nu mai e chef de nimic. Între anii ăștia 20 și 30 de ani, cei mai mulți dintre noi ne risipim anii, ne risipim viața. Nu mai ai grijă de ce mănânci, nu mai ai grijă cum te îmbraci, nu mai ești depresiv, ești stresat că n-ai proprietate, bă, da, pe ea la are, mă, dar are poate mamă sau bani, taică sub bani. Și tu trebuie să pornești de la zero, nu-i tot una de unde pornești. Se spune că cel mai greu e să faci primul milion de euro, nu e atât că poate nu faci toată viața. Dar unul care are niște bani la dispoziție, mă, dacă nu e om fără mintiuță,
cât de cât e un tip deștept, consultă un specialist care spune, uite, așa se fac investițiile. Clar că poți să facă bani, dar tu până faci suta de mii ca să te miști, tu leacă e mai greu. Frații mei, e foarte important în viață să nu ne mai risipim. Să nu mai risipim în tot felul de lucruri, în tot felul de, nu știu, te duci în stânga, te duci în dreapta, faci și pe aceea și pe cealaltă. Pavel spune, fac un singur lucru, vestesc Evanghelia. Și am stat și m-am gândit, ce ar trebui să facem noi? Și după ce am meditat puțin la lucrul acesta, m-am gândit așa. Fiecare dintre noi ar trebui să ne punem deoparte pentru Dumnezeu. Adică în fiecare zi să am timp de rugăciune, timp de cuvânt, să am măcar o zi, două de post pe săptămână, să mă pun la dispoziția Dumnezeu să fac cel puțin un lucru pentru Dumnezeu. Asta trebuie să o facă fiecare om. Cine nu se ocupă de cele spirituale, nu-L iubește cu adevărat pe Dumnezeu. Fiecare dintre noi ar trebui să facă ceva pentru Dumnezeu și aici să facă tot ce poate El, cât se poate de bine. Apoi fiecare om ar trebui să aibă o muncă, o profesie, o meserie, ceva în ce să fie bun. Eu am ajuns la o concluzie că dacă ești un bun meseriaș în orice domeniu, poți să-ți câștigi pâinea cea de toate zilele. Dacă știi să conduci bine, dacă știi să operezi bine, dacă știi să zidești bine, dacă știi să faci bine curent, dacă știi, nu știu, să faci ceva bine, ești un bun profesionist, nu vei duce niciodată lipsă de bani. Că nu o să ai averi, e partea a doua, dar unul care e bun în ceea ce face, întotdeauna va avea o situație decentă financiară. La început, mai ales într-o zonă intelectuală, vei avea lipsuri financiare, dar odată cu trecerea timpului vei avea o stabilitate economică. Dacă ești un bun meseriaș și zici, bă, ok, nu sunt bun la nimic, încă nu știu să fiu foarte bun în ceva, dar uite, am un an, am doi, o să fiu mai slăbus la început, dar după aceea vreau să fiu bun în ceea ce fac, o să ai bani ca să poți să trăiești ziua de mâine. Să poți să ai o stabilitate financiară. Fiecare bărbat, fiecare femeie, dar mai ales un bărbat care este responsabil de starea lui financiară a familiei lui, trebuie să fie bun în ceva. Nu contează în ce, dar trebuie să fii bun în ceva. Adică trebuie să fii un specialist, trebuie să fii un meseriaș bun, pentru că altfel nu o să-ți meargă lucrurile bine. Trebuie să-ți alegi o cale în viață și apoi trebuie să te duci pe ea. Schimbarea, tot schimbarea așa, tot schimbarea azi, mâine, tot schimb paradigma existenței tale, niciodată nu te aduce să fii un bun profesionist. Trebuie să-ți alegi ce faci și apoi să te duci încolo. Că peste 10 ani, peste 15 ani, schimb paradigma, e partea a doua. Dar fii un om care nu te mai risipești. Mă, fac și asta, fac și cealaltă, nu o să fii niciodată bun în nimic. Nu o să fii bun în nimic. Nu o să fii bun în meseria ta, în profesie, dar fii un om care te concentrezi. Ce pot eu să fac? Pavel spune, m-a chemat Dumnezeu să predic Evanghelia. Nu am încerc să o predic cât se poate de bine. Fii un om care îți alege o muncă, o profesie și performează în respectiva meserie, respectiva profesie. Apoi mai este nevoie de ceva. Nu există avere mai mare decât familia. Grecii antici spuneau că nu există avere ca minte, eu spun că nu există avere ca și familia. Familia este cel mai mare bun pe care ni l-a dat Dumnezeu după mântuire. Soțul tău, soția ta, tata, mama, frații, surorile, cumnații, cumnatele, când te căsătorești, nu te căsătorești numai cu nevastă ta, ci cu toată familia lui, cu toată familia ei. Toată familia lui nevastă ta, nu. Familia nevestei tale. Cu toată familia soțului tău, te căsătorești cu toți. Adică nu e ceva de genul, bă, eu nu-mi place de soacră mea. Acum, dacă nu-mi place de soacră mea, eu nu mai vreau să văd. Nu există așa ceva, îți distrugi soția. Nu-mi place de socul meu când bate capul. Nu, lasă-l să-ți bată capul, că Dumnezeu l-a mângâiat. Când nu-ți place, mai fă o pauză, mai ieși o leacă 5 minute, te liniștești, te întorci înapoi, zici, Doamne, mai moaie-l o lecuță. Nu fii un om care pui garduri între tine și familia ta, familia soției tale. Fii un om care întotdeauna caută să dezvolți relațiile cu cei din casa ta. Fii un om care nu mergi cu jumătăți de măsură în familia ta. Ascultă-mă, jumătățile de măsură, știți care e marea problemă? Te face că nu iese nimic de aici. Fii un om care te dedici totalmente soției tale, totalmente soțului tău, să trăiești să mor pentru copiii tăi, să trăiești să mor pentru familia ta, să fii un om care trăiești pentru cei de lângă tine. Tot ce își dorește soția ta, tot ce își dorește soțul tău să fie sfânt pentru tine. Tot ce își doresc copiii tăi să ai în vedere, ce își doresc părinții tăi. Nu, să nu stai liniștit noaptea, mă, mama, de nu știu câte zile n-am mai căutat-o. Nu, pentru mine ce dorește mama e important. Ce dorește fratele meu important. Încerc să trăiesc, să-i ajut, să fie o binecuvântare pentru ei. Fii un om dedicat familiei tale. Nu mai fi cu jumătăți de măsură în casa ta. Că ascultă-mă, vine ziua greutăților și jumătățile de măsură te fac că toată lumea îți întoarce spatele. Se spune tot așa, specialiștii spun că cine are foarte mulți prieteni, e una să fii prietenos cu toți și alta să ai foarte mulți prieteni. Omul care are foarte mulți prieteni nu are pe nimeni. Și când are nevoie de un ajutor, toată lumea întoarce spate. Doamne, câți prieteni? Am 100 de prieteni. No, ia du-te, ceare niște bani. Că ai o problemă financiară. Dar serioasă. Ia du-te, spune, auzi, am nevoie să vii cu mine nu știu până unde, la 1 noaptea. Ia să vezi, mai are cu tine. Adică e foarte important să nu te risipești în multe lucruri. Fă ceva bine.
Dedică-te totalmente lui Dumnezeu. Fă ceva pentru Dumnezeu. Doamne, asta o fac, dar o fac din toată inima pentru tine. Dedică-te totalmente în munca ta, în profesia ta. Fii bun în ceea ce faci și nu vei duce lipsă. Dumnezeu îți va da toate lucrurile necesare. Vei avea pacea și securitatea financiară necesară. Apoi, foarte important, fii un om care te dorești totalmente, totalmente familiei tale. Tot ceea ce e important pentru casa ta să fie important pentru tine. Nu fii indiferent față de soția ta. Nu stai indiferent față de maică ta, că poate n-are bani, nu. Banii tăi trebuie să fie și pe banii lui mamă ta și a lui soacră ta, să-i ajuți. Nu poți să fii tu omul lui Dumnezeu pocăit la tine acasă și nu știu unde și pe maică ta, nu știu, o îngroapă datoriile. Nu, trebuie să trăiești cu cei de lângă tine, să-i ajuți pe cei de lângă tine. Știi care e marea binecuvântare? Când tu faci așa, vine vreme când tu ai nevoie de ajutor și toată casa ta se unește în jurul tău și te ajută. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Prioritizează prin eliminare lucrurile care nu sunt utile pentru tine. Dă-le la o parte. Să ai priorități corecte în viață. Și apoi încă ceva. Dedică-te fără rezerve. Nu lucra cu jumătăți de măsură. Doamne, ce ispită am eu când cineva începe ceva și le lasă nefăcute. Mi-e martor Dumnezeu că mă ia cu ispită, cu supărare. Mi-mi place dacă iei ceva, du-l, Doamne, până la capăt și fă-l bine. Auzi, poți să mătur aci, uite, mătur ăsta, îl mătur bine. Poți să, să duc un scaun, Doamne, că e nevoie să ducem scaunele pe hol, să le punem, nu știu, să facem acolo un morman de scaune. Du-l-mă, frate, cu dragă inimă. Dar dacă zici că du 10, du-le pe tăte 10. Nu du 7 și apoi 3 le lași că le uiți. La serviciu, ți-o dat șeful ceva de făcut, patronul, mă, fă bine ceea ce faci. Nu le fă de mântuială. Spune Solomon, cel mai înțelept om care o trăi vreodată, auzi, dacă vezi pe unul bun la locul lui de muncă, care ia lucrurile în serios, ăla nu, să nu stea lângă oamenii de rând, ăla să stea lângă împărați. Marea ispita omului, și am văzut lucrul acesta, este începe în forță toate lucrurile, în slujire. Doamne Dumnezeule, eu am început să predic la aproape 17 ani și am văzut mulți care erau la început dedicați, predicau, mă, după un an de zile nicăieri, nu mai citeau Biblia, adică viața e o cursă lungă, trebuie să fii angajat pe termen lung, faci ceva, fă bine ceea ce faci, un îndemn de rugăciune, mă, te rogi, postești și Dumnezeu să-ți dea cuvânt. Nu știu, orice, administrație, orice, fă bine ceea ce faci, fii un om care te dedici, fără rezerve. Cine, care patron nu are nevoie de un om totalmente dăruit? Care patron? Dacă tu ai fi patron, să zicem așa, unde sunteți patroni? Cu cine vrea să lucrezi? Cu unul care trage chiulul? Sau cu unul care arde acolo? Hai să fim cinstiți. Deci e nevoie să fim oameni aceia care să nu mai lucrăm cu jumătăți de măsură. Și când m-am gândit la asta, mi-am adus aminte de Michelangelo, că am citit despre el. Papa Iulius al II-lea l-angajează să picteze Capela Sixtină, tavanul Capelei Sixtine. 4 ani de zile pictează Michelangelo, între 1508-1512. Muncește extraordinar de mult. Nu avea schele pe atunci ca să poată sta pe schele. Era destul de dificil, se cățărea cum se putea, stătea în niște ațe, în niște funii care îl țineau, îl durea spatele. Muncea câte 12, 14, 16 ore pe zi. Muncea de nebun, zicea, uitam de multe ori să mănânc. În 4 ani de zile face peste 300 de imagini pe tavanul Capelei Sixtine, în Capela Sixtină. Era undeva într-un unghier și el era foarte migălos, foarte atent la detalii, un om de excepție. Și cineva îi spune, când îl vede cum se chinuie acolo, așa întors, nu putea să stea nici cum, pe acolo, prin colțuri, Doamne, zice, nu vede nimeni. Nu vede nici Iuliu, zice că e bătrân și obosit. Cine o să vadă? Uite, lucrurile importante le picta bine. Acolo e un colț, nu se va vedea. Păi să fie acum așa să fie. Zice Michelangelo, posibil să nu vadă Iulius. Probabil să nu vadă alții de acei de jos. Dar există cineva în cer care va vedea. Și Dumnezeul meu va aprecia seriozitatea pe care o am. Eu nu pictez pentru Papa Iulius al II-lea care mă plătește. Eu nu pictez pentru cardinalii lui, eu pictez pentru Dumnezeu, pentru Hristos. El vede toată strădania mea. El vede faptul că, uite, pictez aici, în acest ungher și pictez bine. O fac pentru Dumnezeu. El vede, notează și răsplătește. Asta înseamnă să faci bine ceea ce faci. Să faci din toată inima. Te duci la lucru 8 ore, muncește din toată inima. Ești acasă, o oră, două, trei, în familie, fii acolo cu ai tăi. Mai lasă telefonul, mai lasă alte lucruri. Ocupă-te de soția ta, de soțul tău, de copiii tăi. Mai vizitează-ți mama, mai stai cu ea de vorbă, cu tata. E puțin cam târziu, e frumos, dar e cam târziu să te duci după aia cu flori la mormânt. Nu-i rău, e bine, dar e prea, puțin cam târziu. Mai degrabă e o chestiune de amintire, dar să vadă și vecinii că nu ne-am uitat părinții. Părinții noștri au nevoie de noi câtă vreme trăim, și noi și ei. Fii un om care îți faci timp pentru cei de lângă tine. Fii un om care arzi pentru Dumnezeu. Până la urmă,
Ceea ce contează în viață este ce ai făcut bine. Jumătățile de măsură nu te ajută la nimic. Totdeauna vei avea crize economice, totdeauna vei avea crize în viața de familie, nu vei excela în absolut nimic, nici în slujire, nici în profesie. A trecut vremea jumătăților de măsură. Vei fi un mediocru toată viața ta, nimic nu va funcționa. Vrei să meargă lucrurile bine, să trăiești azi, ca să nu regrezi mâine? Fii un om care faci din toată inima, cât poți de bine, tot ceea ce faci. Spune Sfântul Apostol Pavel, în 1 Corinteni 15, versetul 10, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă, spune Pavel, am lucrat mai mult decât toți ceilalți, mai mult decât Petru, mai mult decât Ioan, mai mult decât Iacov, fratele lui Hristos, am lucrat mai mult decât toți ceilalți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu. Să ne ajute Bunul Dumnezeu pe fiecare dintre noi să fim acei oameni care să lucrăm pentru Dumnezeu din toată inima noastră. Să fim oamenii aceia care să nu ne mai risipim în jumătăți de măsură, că trec ani pe lângă noi. Viața noastră trece iute și noi zburăm, ceea ce rămâne este ce facem pentru Dumnezeu. Cum să trăiești azi fără să regrezi mâine? În primul rând, fii impecabil în tot ce spui. Întotdeauna sincer, întotdeauna constructiv. În al doilea rând, nu lua nimic la modul personal. Este despre starea celuilalt. Este despre opțiunea celuilalt. În al treilea rând, nu mai face presupuneri inutile. Nu te pripi, așteaptă desfășurarea lucrurilor. 4. Nu te risipi în jumătăți de măsură. Prioritizează prin eliminare și apoi dedică-te fără rezerve și Dumnezeu ne va ajuta să avem o viață frumoasă. Una dintre vorbele care mi-a rămas în minte este a lui Iorga, care spunea la un moment dat, în viață risipim ani și la moarte cerșim clipe. În viață asta este realitatea, ne risipim ani. Ne risipim ani pe tot felul de lucruri inutile și când simțim că ne apropiem să trecem Iordanul, dintr-o dată conștientizăm cât de important este timpul și am vrea să îl întindem cât mai mult. Știți ce am băgat de seamă? Când se apropie trecerea Iordanului pentru fiecare om, apar regretele. Puteam să fac mai mult pentru Domnul, puteam să mă pocăiesc mai repede, puteam să slujesc mai bun, puteam să mă port mai frumos cu soția mea, puteam să mă port mai bine cu soțul meu, pentru că doar ei mi-au rămas când mi-a fost greu. Mi-am adus aminte și îmi vine și acum în minte ce îmi spunea un frate care a avut o funcție foarte importantă. Frate Dan zice, când m-am pensionat și oamenii nu au mai putut beneficia de poziția mea și de influența mea, rând pe rând toți m-au uitat. Știi cine m-a căutat? Familia. A, că se întâlneau cu mine și erau amabili și prietenoși, partea a doua. Vin regrete la final. Dar de ce nu m-am petrecut mai mult timp cu pruncii mei? Pruncii pleacă, se duc pe drumul lor și la un moment dat poate nu mai poți controla, se duc pe o direcție greșită. Dar e nebunia nebuniilor că atâta vreme cât Dumnezeu ne dă în mână, nu ne facem timp de ei. N-ai timp, măi tată, să stai o leacă cu pruncul tău, să-l înveți cuvântul, să te rogi cu el, să bați minge, că să joci fotbal, că vrei să faci mai mulți bani. După aceea apar crizele cu soția, cu soțul, cu părinții și apar necazuri, pentru că n-avem timp să discutăm nici cu ceilalți. Mere tata în veșnicie și după ce a plecat, plângi la mormântul lui și zici, tată, de aș mai putea să întorc timpul? Și n-ai avut timp de el când trăia, că avea alte chestiuni de făcut, un meci, un film și mai departe. Când omul se apropie de capăt, de trecerea Iordanului, este cuprins de resentimentul acesta sau de această părere de rău, de această dezamăgire, Domnule, cum mi-am ratat timpul, viața, resursele și energia? De ce n-am încercat? De ce n-am făcut? În ziua aceasta, dacă nu ne place cum arată viața noastră, dacă am început să regretăm ce am spus ieri, dacă am început să regretăm ce am făcut alaltă ieri, haideți să fie ziua aceasta în care să ne schimbăm. Și ca să se întâmple această schimbare în viața ta și în viața mea, fii impecabil în tot ceea ce spui. Nu lua nimic la modul personal, nu mai face presupuneri inutile, nu te mai risipi în jumătăți de măsură, ci dăruiește-te totalmente lui Dumnezeu, dăruiește-te totalmente familiei tale, dăruiește-te totalmente muncii tale, profesiei tale și Dumnezeu va lucra pentru tine. Vă invit să vă ridicați în picioare și aș vrea să ne rugăm. Aș vrea să ne rugăm fiecare dintre noi pentru noi, pentru familiile noastre, pentru cei de lângă noi. Poate ai anumite regrete. Ce-a fost, a fost. Nu mai poți întoarce trecutul. Ce ai spus, ai spus. Ce ai făcut, ai făcut. Cum spunea Pilat, ce-am scris, am scris. Dar știți ce putem face? Noi nu putem schimba lucrurile din trecut, dar putem răscumpăra trecutul. Și putem să-l răscumpărăm spunând, Doamne, dă-ne putere în această zi
să ne reașezăm viața așa cum trebuie. Fie ziua aceasta ziua unui nou început pentru fiecare dintre noi, ca să trăim astăzi în așa fel încât să nu regretăm mâine, ca să trăim astăzi în așa fel încât să nu regretăm când va fi să trecem Iordanul, ci să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi să fim împăcați cu noi înșine, să fim împăcate cu tine însăți și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Ne rugăm cu toții Domnului.